Bine v-am regăsit! Astăzi vom călători în două orășele din landul Renania de Nord-Vestfalia din Germania. Orășelul Freudenberg este localizat pe ruta de vacanță Orania, care începe din Amsterdam și se continuă în centrul și partea de nord a Germaniei. Freudenberg este cunoscut pentru casele sale cu cadre de lemn, Fachwerkhäuser, centrul vechi al orașului, purtând denumirea de Alte Flecken, sau Poarta Veche. Cea mai frumoasă vedere asupra acestuia este din Kurpark. În anul 2020, la momentul vizitării orașului, parcul era din nefericire în renovare. Chiar și așa, orașul merită descoperit la pas. Dacă sunteți curioși să aflați mai multe despre istoria acestuia, puteți vizita muzeul orașului sau urca pe o colină până la Biserica Evanghelică a acestuia. Cel mai mult ne-a plăcut la Freudenberg faptul că este un loc mai retras, în mijlocul naturii și puțin cunoscut de către turiști. Nu departe de Freudenberg este și ruina fostei cetăți Blankenberg, pe o creastă ce străpunge Valea Ziului, un afluent al fluviului Rin, care ar fi fost construită în secolul al XII-lea. Punctul de atracție de aici este vederea asupra Văii Zigului și ale așezărilor din apropiere. Cetatea face parte din fostul oraș independent Stadt Blankenberg, astăzi un cartier al orașului Hennef. Fiind situat chiar lângă cetate, merită un drum. La fel ca în Freudenberg, și aici vă puteți bucura de casele cu cadre de lemn, Muzeul Turnului sau Muzeul Viticulturii.